plecăciunii, băieți dumneavoastră, plecăciunii. Cine ar fi crezut că coala Chirița, Bârzoi, oci bârzoieni, are să ajungă și la români, au talent. Dar nu-mi pare rău, băieți dumneavoastră, nu-mi pare rău, cum mergând pe coclarul este, mi-au adus aminte de patrimoniul meu, unde m-am născut. Unde, când eram o copilă, dar mai bine decât să vă povestesc, mai bine să vă cânt. Maestri, dă-mi un re major, că să-l dau eu înapoi, când ajungem la ieși. Când aveam 15 anișori, aveam o creștere aleasă, în Bârzoieni făceam fiori, și eram tare rușinoasă. Cu Grigoraș, eu când vorbeam, obrajii mi-ardeau ca scânteia, atunci tare mă rușinam, că ce vorbea de vorba aceea. Dar într-o zi de vară cald, lăsai văzduhul să se fiarbă, intrai în gârlă să mă scald și lăsai hainele pe iarbă. Dar Grigoraș în iarbă sta și își prive cu drag femeia. Atunci iarăși m-a rușinat, că și văzut vorba aceea. Tot într-o zi frumoasă așa, pe când vineam eu de la școală, mă întâlni cu Grigoraș și îl șoptic, ești frumoasă. Îi răspunseai, mersec, frumos. Și am scos din geantă iuticheia, am mers la mine jos acasă. Și-mi făcu și vorba aceea. De-atunci am fiecare an, pe la șovața sau la șcheia, petrec din zor și până în sar, dar și folos, că lui Grigorie nu-i mai merge chestia aceea. Vai, băieți dumneavoastră, acum două săptămâni am împlinit 40 de ani de căsătorie cu Grigori. Știindu-l atent, așa l-am tras de limbă, Grigori, aș spune totul de lecuța ta, și surpriză faci, tu e acum la 40 aniversari. Draga mea, Chiriță, am să te duc pe cea mai frumoasă oază din Zahara. Bravo, mă, bravo, nici nu știi tu cât am așteptat eu această clipă. Așteaptă, mă. Ei, dar dacă la 50 aniversari, măi, Grigori, și spune ce surpriză ai să-mi faci, am să mă duc să eu înapoi. Ați văzut, băierii mea voastră, și repede au venit după mine. Norocul lui a fost că peste o săptămână era ziua mea din naștere și spășit o venit la mine, Chiriță. Iartă-mă, dar să știi că acum chiar ți-am pregătit o surpriză de ziua ta. Ți-am compus o melodie și un vers pe mâna mea. Chirița mea e un bebelou, frumoasă e ca un tablou, așa o fată și-ar fi dorit și bărbat. Însă eu zic că-i curat, natură moarte. Careva zic că am ajuns și natură moarte, vei, da? Dragă, dă voi să explic. Ce să-mi explici? Asta e numai o metaforă. Vă zic că sunt și metaforă de acum, da? Bun, mai frumos, băi. Lasă-mă, dragă, să-ți explic. Ce să-mi explici? Ce înseamnă o metaforă? Explic. Când mergem duminică la Ionești și jucăm cărți pe holul și la mare, este așa un tablou cu un pepini de la roșu tăiat așa felii. Băi, așa zic atunci când vine să iei felia, să o bagi în gură și să o mănânci pe loc. Cum e asta înseamnă metaforă? Exact.
A, păi are dreptate vorbea de la Târgu Ocla să zică că s-o pliuri de băi. Da. Ce să faci, domnule? Ce să faci? Vorba franțuzului. C'est la vie. Tradus într-o neaușă românească, așa ar veni cam așa-i viața. Așa-i viața, o comedie. Iar noi artiștii care o jucăm, n-avem dorințe alta mai vie decât aplauze se merită. Decât aplauze se merită.